S-a supărat pe sat pentru faptul că nu a fost pus președinte la Partidul Democrat Liberal din Mehedinți, așa că a luat decizia de a reforma dreapta alături de liberali. Acestea sunt adevăratele motive care au condus la trădarea lui Ion Mâțu, susține președintele interimar al PDL Mehedinți, Marius Bălu. O discuție în patru, eu cu Mâțu, cu domnul Blaga și cu domnul Flutur în birou. Domnul Mâțu a spus că dacă nu-l pune pe el președinte interimar, el pleacă din partid. Domnul Blaga i-a urat drum bun și cale bătută și cu asta a fost totul. După care au început manevrele specifice unor oameni fără caracter până la urmă. Așadar, astea sunt motivele pentru care Mâțu și-a descoperit brusc dragostea față de liberali la doar câteva zile după ce insista să fie nominalizat drept președinte interimar al PDL Mehedinți. Iar pentru a demonstra că vechile năravuri dispar greu, Mâțu s-a și apucat să facă ce știe el mai bine, și anume să falsifice documente interne de partid, prin care ar fi exclus chipurile niște primari din partid. Bălu a făcut din nou precizări pe acest subiect, susținând că fapta lui Mâțu comportă implicații penale. Din punctul meu de vedere, această făcătură, v-am spus, nu și-a produs efectele, tentativa lor a eșuat lamentabil, s-au făcut de râs. Sigur, dacă vor insista, ne vom atreza cu certitudine parchetului pentru a lămuri această problemă din punctul meu de vedere penală, pentru că bănuiam, intuiam o asemenea întrebare. Am venit și cu registrul unic să vă arăt că la poziția 106, unde, pe care o clamează ei, scrie adresă vicepreședinte Mâțu Ion, audiență Blaga. Deci putem aici să știu, să intuim și o premeditare. Omul a venit și a luat un număr pentru așa zis audiență către președintele partidului, eventual gândindu-se că va folosi acest număr pentru făcătura de care vă vorbeam. Este un fals absolut transparent și avea mai multă pretenție de la ei. În rest, despre trădători, numai de bine, mai spune liderul PDL Mehedinți cu referire la plecările lui Stănișoară și Mâțu. N-am produs această ruptură. Eu am produs această ruptură în momentul în care au ales ca după atâția ani de muncă în acest partid să se ducă a șaptea spiță la căruță pe la alt partid. Din punctul meu de vedere, au picat între scaune.